Peste 2300 de elevi giurgiuveni au intrat astăzi alături de colegilor din toată țara în febra examenelor. Ei au susținut prima probă a simulării evaluării naționale la limba și literatura română. Fișa de examinare a fost formată din două subiecte de o complexitate medie. La prima parte, copiii au avut de comentat titlul poeziei Zăpada sărută întinderile, precum și anumite cerințe pe baza acesteia. În a doua parte, elevii au avut de redactat o narațiune de maximum 150 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută în timpul unei vizite turistice, precum și să rezolve alte 6 cerințe dintr-un fragment literar. În acest moment, proba de simulare la limba și literatura română s-a încheiat. Cei peste 2400 de elevi giurgiuveni nu vor scăpa de emoții nici mâine, când vor avea de susținut proba de simulare la matematică. Deși subiectele au fost de o complexitate medie, acestea nu au pus în dificultate elevii, ci din contră chiar le-a dat speranța că vor trece mai ușor peste examenul din vară. Vizibil emoționați și totodată debusolați, copiii au răsuflat liniștiți când au ieșit pe ușa școlii. Aceștia spun că rezultatele obținute vor fi pe măsura pregătirilor. Cum ți s-au părut subiectele? Foarte ușor. Ce notă crezi că vei lua? Nu, m-am încurcat explicarea titlului, dar e ușor. Crezi că în acest moment ești pregătită pentru examenul din vară? Da, mai am de muncă, dar da. Nici foarte ușor, nici foarte grele. Ce notă crezi că vei lua? Nu știu, 7 sau 8. Crezi că ești pregătit pentru examenul din vară? Da, cred că sunt. Cât te-ai pregătit pentru această simulare? Destul de mult. Ușoară. Ce notă crezi că vei lua? 9. Consideră în acest moment că ești pregătită pentru examenul din vară? Cred că da. Ușor. Ce notă crezi că vei lua? 8-9. Cât de mult ai pregătit pentru această simulare? Am învățat și seara și înainte pentru simulare. Crezi că ești pregătit pentru examenul din vară? Da. Ușoare, nu au fost așa grele. Cât de mult ai pregătit pentru această simulare? Foarte bine. Cred că o să iau un 10. Dacă nu vei lua 10? Nu am să am super, pentru că este doar o simulare. A fost o pregătire pentru examen. Elevii giurgiuveni nu vor scăpa de emoții nici miercuri. Aceștia vor avea de susținut proba de simulare a evaluării naționale la matematică. Școlarii giurgiuveni vor fi evaluați doar la 2 probe și nu la 3, cum susțin cei din alte localități, deoarece în județul nostru nu se susține examenul la limba maternă, alta decât limba română. Rezultatele finale ale simulărilor examenului de capacitate vor fi afișate pe 7 martie. Începând cu 2014, examenul de evaluare națională va reprezenta 50% din nota de admitere la liceu.